din 2016, domnul primar Liviu Negoiță și-a propus modernizarea tuturor unităților școlare din oraș. În grădinițele din oraș a fost pusă în funcțiune o grădiniță nouă, grădinița la balon, iar grădinițele 2, 3 și 4 au fost, s-a reușit finanțarea lor pe Programul Național de Dezvoltare Locală, astfel încât Medrapu să acorde bani pentru eficiența economică, energetică. S-a ajuns la o situație în care aceste obiective au devenit obiective de construit, s-a lucrat în exterior la protecția și respectiv izolarea termică, la protecția acoperișului și la înlocuirea conductelor din subsol. Odată făcute aceste lucruri, domnul primar a realizat că e nevoie de mai mult, în sensul că pentru a crea condiții cât mai bune copiilor în unitățile școlare, este nevoie și de înlocuirea mobilierului, de refacerea instalațiilor interioare, atât de iluminat cât și de cele sanitare, și de asigurarea unor condiții cu materiale didactice care să fie moderne și să-i atragă pe copii. Suntem în acest moment la faza în care lucrările în unele din aceste obiective s-au încheiat. Ne aflăm în grădinița 4, care este, iată, să spunem, la 99,99% gata, cu mici detalii care mai pot fi puse la punct în perioada următoare, dar toate bunurile necesare acestor detalii sunt achiziționate și nu rămâne decât un efort de echipă al oamenilor de aici, de a le pune la punct. Pot să vă spun că aici este un colectiv de oameni extraordinar. Am întâlnit și în școală, dar și în grădiniță aici, oameni care au pus mult suflet. Au muncit cot la cot cu muncitorii, cu echipele de constructori, cu cei care au făcut curățenie, astfel încât să se rea cât mai repede procesul educativ, pentru că a intervenit această pauză. Fiind lucrări de amploare în interior, nu se putea face și să se țină și cursuri și să se facă lucrările, dar toată lumea a fost de înțeles. Părinții, cadre didactice, constructorii care, vreau să spun că au lucrat zi-lumină. În ultimele două săptămâni, constructorul a lucrat zi-lumină, cu mai multe echipe, mai multe schimburi și inclusiv sâmbăta și duminica. A fost un efort deosebit, cu toate că au fost sărbătorile de iarnă, cu toate că a fost anul nou, cu o scurtă pauză în noaptea de Revelion, în rest, în toate celelalte zile s-a lucrat. Rezultatele, din punctul meu de vedere și al primăriei, sunt foarte bune. Avem de-a face acum cu o unitate modernă, grădinița 4, exemplu de dat și altor unități școlare, atât din localitate cât și din județ. Anul 2020 ne va prinde cu toate unitățile școlare modernizate în Cernavodă, aduse la standardul normal al etapei pe care o trăim, al anului în care suntem, și eu sper că acest lucru să fie de bun augur, în sensul de a elimina absenteismul de la școală, de a atrage cât mai mulți copii în unitățile preșcolare și școlare din oraș, de a asigura condiții pentru preșcolari, pentru copiii care sunt la creșă, astfel încât părinții lor să lucreze în zonă sau în zona apropiată, și, de ce nu, de a asigura un prestigiu localității prin faptul că noi elevi din Cernavodă se califică la concursuri, obțin rezultate deosebite în educație și ne mândrim cu toții de acest lucru. Din septembrie am început și până acum pe 14 februarie, săptămâna asta am deschis. Ce s-a schimbat? De la zidărie ați luat-o? De la zidărie, zicem, că am schimbat calorifere, că am văruit, că s-a făcut izolația pe exterior, ferestrele s-au înlocuit, este totul ok. Ușile, nu. Mobilier avem noi, pătuțuri sunt noi. Multe lucruri noi, multe îmbunătățiri avem pentru instalațiile sanitare. Instalația sanitară, unde a fost nevoie, s-a reparat, s-a înlocuit și totul este ok acum. Suntem mulțumiți cu toții, și părinții și copiii, după cum îi vedeți, suntem ok. Arată altfel. Arată și este curat. În primul rând este curat și arată altfel. Este o schimbare. Când a început acea vacanță din octombrie, domnii au început și au început activitatea în grădinița noastră. Ce a fost aici, începând cu exteriorul, electricul, termic, sanitar, și apoi au început domnii cu reabilitarea, ceea ce a ținut de zugrăvit, zugrăvit, uși și finisajele aferente, faianță, gresie, plus mobilierul și dotările grădiniței, și anume
dumneavoastră lucrați de câți ani aici? De 16 ani. Noi aici în grădiniță avem 3 grupe și fiecare grupă a primit material pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime, la un nivel la care trebuie să lucrăm în momentul de față. Câți copii sunt în toate? 75. Organizați în schimburi sau toți odată? Da, lucrăm prima tură dimineață până la 12 și jumătate 1 și celelalte colege de după amiază de la 11 jumate până la ora 17. Începând cu luna noiembrie, a fost ca un vis care a devenit realitate, datorită primăriei și Consiliul Local, visul nostru a devenit realitate pentru faptul că această grădiniță arăta deplorabil. În această grădiniță nu s-au investit niciodată bani. Da, noi am avut concedii, eu sunt educatoare, dar am considerat că grădinița serviciu este a doua casă și ne-am implicat sufletește și am fost aici alături de muncitori. Mai e de făcut? Sunteți la final? Cred că mici retușuri, dar nu mai contează atâta vreme cât totul este foarte frumos și foarte bine. Părinții sunt foarte mulțumiți. Am obținut acest feedback, cu toate că au stat acasă copiii, într-un final toată lumea cam poveste a fost, este bine și foarte, toată lumea fericită. Am crezut că n-o să-l terminăm. Noi am avut o ședință cu părinții anul trecut, i-am chemat și le-am spus: domnule, vă rog frumos, țineți-vă copiii acasă, pentru că o să renovăm cu totul grădinița și la începutul anului ianuarie o să intrați acolo. Nu l-au venit să creadă. Au zis: domnule, nu o să ne mințiți, spuneți-ne din start că nu o să mai, un an de zile nu o să mai intrăm acolo. S-a dovedit că s-au rezolvat, s-a muncit non-stop la această grădiniță și s-a putut, cu sprijinul tuturor, să zic așa, și al nostru și al oamenilor care au muncit și al firmelor care au muncit aici, să rezolvăm problema și să intre în condiții normale și într-o altă grădiniță chiar, că nu mai recunoști nimic, începând de la gresie, faianță, pereți, iluminat, totul este schimbat. Stau de vorbă cu dumneavoastră și transpir acum, este foarte cald, înainte stăteau cu radiatoare în priză, acum este super. Ce să zic, asta este primordial, domnul primar reușește să aducă fonduri, noi mai dăm din bugetul, mai ajutăm și din bugetul local și una peste alta vom termina până la sfârșitul mandatului, sperăm, cu toate grădinițele, școli, nu vă mai spun, iluminatul public, care e un proiect european care îl accesăm acum, toate șoselele, drumurile vor fi renovate, Via Verde care se termină, un stadion nou ideal care ăla e reprezentativ pentru Cernavodă, locuri de joacă care acum intră în achiziții și se vor schimba. Eu zic că până la sfârșitul mandatului vom reuși să le facem pe toate.